Handbaliștii de la Politehnica Iași, pregătiți de către Florin Spiridon, au dispus miercuri în sala polivalentă cu 40 la 30, 17 la 11 la pauză de Universitatea Craiova, grupare care activează și ea în play ul de tineret al diviziei A. Partida a contat pentru turul preliminar al Cupei României, care va oferi alte două echipe calificate în faza următoare a competiției. CS Politehnica Iași și amizat pe următoarea componență. Ionică pe un Nivard, 12 goluri, două din aruncări de la 7 metri, Giga, 9 goluri, unul de la 7 metri. Moroșanu, 8 reușite, Ștefan Ciobanu, 5, Folescu și Drânceanu, câte două. Ștefan Lătescu, o reușită, la fel ca și Alex Ciobanu, au mai evoluat Chiriac și Mocanu. A fost o victorie muncită în compania unei formații bune pe care o felicit pentru jocul prestat. Țin însă să mi felicit jucătorii pentru mobilizarea de care au dat dovadă ca să poată reuși o prestație aproape perfectă, a declarat antrenorul Florin Spiridon după finalul partidei. Sâmbătă ieșenii revin în seria A a play-off-ului de tineret și vor evolua în deplasare începând cu ora 16 împotriva celor de la CSM Focșani Divizia A.